Webinar organizat de Asociația Promolex în parteneriat cu organizația neguvernamentală din Ucraina Human Rights Vector și Old of Tolerance din Georgia, în cadrul unui proiect numit În căutarea solidarității și implementat cu sprijinul Human Rights House Foundation, dar finanțat de Uniunea Europeană. Scopul acestui proiect este de a promova suportul societății pentru acțiuni de apărare a drepturilor omului în Ucraina, Moldova și Georgia și de a facilita dialogul dintre tinerii și activiștii drepturilor omului din aceste țări. De asemenea, proiectul prevede o serie de webinare care începe astăzi cu acest webinar pentru Republica Moldova și care vizează următoarele domenii. Istoria dezvoltării drepturilor omului în Republica Moldova, Ucraina și Georgia, istoria solidarității internaționale a imigrației și a teritoriilor ocupate, istoria și situația actuală a drepturilor omului în teritoriile ocupate din Ucraina, Moldova și Georgia. Vreau să vă anunț pe cei care participați și ați manifestat interes pentru activitățile noastre. Avem, în afară de acest webinar, care este primul din seria celor trei care vă spuneam pentru Republica Moldova, următorul va fi pe 26 iulie, de asemenea la ora 10, cu tema istoria și starea sau situația actuală a teritoriilor ocupate și disputate, situația drepturilor omului în teritoriile ocupate. Iar pe 2 august va fi ultimul webinar, tot la orele 10, istoria și situația actuală a dreptului internațional în ceea ce privește refugiații în Republica Moldova. De asemenea, la final vom avea și un concurs pentru cei mai activi și cei mai interesați de aceste tematici și pentru participanții noștri în mod evident, cu tematica istoria locală a solidarității în comunitățile teritoriale moldovenești. Concursul va avea loc în septembrie-octombrie. Deci, informația despre concurs va fi furnizată ulterior, va fi publicată pe paginile noastre de rețele și rețele sociale ale Promolex și vă rugăm să ne urmăriți pentru a afla detalii. Astăzi, după cum v-am anunțat, primul webinar, istoria și situația actuală a drepturilor omului în Republica Moldova. Eu mă numesc Ion Manole și voi modera acest webinar. Iar colegul meu, Vadim Vieru, avocat și expert al Asociației Promolex, director de program la Promolex, ne va comunica o prezentare despre istoria, după cum spuneam, și situația actuală a drepturilor omului în Republica Moldova. Avem și câteva reguli pentru participanții de astăzi. Deja am pornit cu toții camerele, sau care nu au făcut-o, vă rugăm să porniți camerele. Webinarul vă anunțăm că va fi înregistrat video și va fi plasat pe YouTube. La final vom avea întrebări și intervenții din partea participanților. Vrem ca acest webinar și aceste discuții să fie interactive, iar întrebările dumneavoastră pot fi adresate de asemenea și prin chat. Permiteți-mi cu o scurtă prezentare a Asociației Promolex înainte de a oferi cuvântul colegului meu, Vadim Vieru. Vreau să vă anunț că Promolex în acest an marchează 20 de ani de activitate în care a promovat și apărat drepturile omului în Republica Moldova. Cred că marea majoritate, dacă nu toți, participanții au auzit, cunosc activitatea Asociației Promolex și sper eu o apreciază. Totuși, 20 de ani de activitate intensă și diversă este o experiență unică și foarte valoroasă și din aceste considerente am acceptat cu mare plăcere propunerea colegilor noștri din Ucraina de a organiza o serie de webinare dedicate drepturilor omului din țările noastre, mă refer la Ucraina, Georgia și Moldova. Împreună cu colegul meu, Vadim Vieru, la prima vedere avem o misiune destul de simplă, însă în realitate este una extrem de dificilă. Într-un interval de maxim 90 de minute va trebui să încercăm să facem o radiografie obiectivă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova, explicând totodată și contextul istoric al evoluției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova. Pentru foarte multă lume din Moldova, noțiunea de drepturi și libertăți are semnificație formală sau una abstractă. Și din experiența noastră aș putea spune că drepturile omului și libertățile fundamentale sunt percepute drept valori generale, care în mod obișnuit
și la nivel individual sunt deseori încălcate. Astfel, persoanele percep, înțeleg și acționează diferit atunci când consideră că li se face o nedreptate. Unii rabdă, ignoră sau trec cu vederea problema, deoarece nu au încredere în justiție sau se tem că vor suporta costuri exagerate pentru a o rezolva. Alții bat la ușile posibile și imposibile, ajungând chiar să-și facă un mod de viață din eforturile de a scrie plângeri și colecta răspunsuri de la diverse instituții. O altă categorie este totuși cea a persoanelor care se documentează, se consultă, analizează fiecare posibilitate și decide asupra pașilor pe care trebuie să-i facă pentru a se apăra eficient împotriva abuzurilor. Totuși, dacă e să începem de la istoria drepturilor omului în Moldova, este necesar să accentuăm faptul că situația drepturilor omului evoluează constant. În general, vom aminti că lupta pentru respectarea drepturilor omului este una continuă. În cei 30 de ani de independență, situația drepturilor omului a fost diferită. Libertățile și drepturile omului au fost consacrate în Constituția țării, fiind totodată ratificate marea majoritate a documentelor internaționale care se referă la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale. Cu toate acestea, situația privind drepturilor omului în Moldova este departe de a fi una ideală, ci încă mai există o serie de fenomene care încalcă drepturile unor persoane sau unor categorii de cetățeni. Tocmai din aceste considerente sunt vitale și foarte importante astfel de analize și discuții cu participarea actorilor relevanți, iar aici rolul ONG-urilor rămâne unul determinant pentru monitorizarea situației, identificarea și analiza problemelor, precum și contribuția la rezolvarea problemelor și prevenirea repetărilor. În continuare, aș vrea să-l rog pe Vadim Vieru, colegul meu, să ne prezinte o scurtă analiză, o scurtă informație despre viziunea sa asupra situației drepturilor omului și ulterior vă voi ruga să veniți cu întrebări după prezentarea domnului Vieru, fie prin chat, fie direct prin voce în acest format. Vadim, te rog frumos. Domnule Emanuel, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, stimați colegi, stimați colegi. Vă salut pe toți, colegi avocați, avocate, juriști, juriste, inclusiv studenți de la Academie Militară și nu doar, studenți de la Facultatea de Drept. Sunt onorat să fiu aici cu dumneavoastră și mulțumesc foarte mult colegilor din Asociația Promolex pentru oportunitatea de a avea o prezentare pe acest subiect. Subiectul probabil era cel mai bine ca să fie prezentat de un istoric. Este foarte complicat să faci o retrospectivă istorică, după cum a menționat domnul Manuel, într-o oră și 20, mai ales când ești avocat. Și atunci când, în virtutea profesiei, ești nevoit să nu faci aprecieri subiective, ori ce s-a întâmplat parcursul la 30 de ani la dependență este, dacă faci o apreciere din punct de vedere istoric, evident că există un risc mare ca să faci aprecieri subiective. Prin urmare, chiar dacă o să fac anumite aprecieri, deși m-am străduit să operez cu date obiective, atunci știți că acestea sunt aprecierile mele subiective și poate să nu coincide cu poziția Asociației Promolex. Am și o prezentare pe care o să o partajez și după până se deschide ecranul, după cum a menționat domnul Manole, nu ezitați să pregătiți întrebări și să le adresați la finele acestei prezentări. O să vorbim despre patru subiecte principale pe care le vedeți aici pe ecran. În primul rând, unde suntem noi în sistemul internațional a drepturilor omului, în mod special aici o să încerc să prezint informații din perspectiva obligațiilor internaționale ale drepturilor omului la care suntem parte, sistemul ONU și Consiliul Europei în mod special, pentru că spuneam că am încercat să fac referire la anumite criterii obiective. A doilea subiect este, voi încerca să prezint evoluția drepturilor omului din perspectiva jurisprudenței și da, noi avem o evoluție la noi în Republica Moldova, pentru că până în 2005, formal, în Republica Moldova încă erau anumite prevederi care țineau de aplicarea pedepsei cu moarte, până nu a fost interpretarea Curții Constituționale. Și nu doar asta, este doar un exemplu care este destul de trist și care unele state acum actualmente revin la pedepsa cu moartea, ceva ce nu te gândeai că s-ar putea întâmpla în secolul 21. Dar
mai există și alte domenii în care au existat și există evoluții și asta este inclusiv rezultatul muncii fiecăruia din noi în domeniul de protecție a drepturilor omului. Evident, când vorbești despre istoric, este important să vii și cu anumite percepții cum sunt respectate drepturile omului după 30 de ani de independență. Și aici o să fac trimitere la anumite sondaje de opinii care au fost realizate în Republica Moldova, adică Oficiul ONU, inclusiv la care sunt și eu coautor, care au încercat să analizeze care sunt percepțiile pentru ultimii ani. Evident, percepțiile pentru anii 95, 2000, 2005 anterior nu au fost colectate. Este foarte greu să compar indicatorii care erau, de exemplu, 15 ani în urmă, care era percepția oamenilor față de anumite fenomene din societate, față de justiție, față de egalitatea de gen, față de toleranța în raport cu fenomenul torturii sau arestările ilegale, dar cel puțin putem să vedem care sunt percepții oamenilor în ultimii 6, 7, 8 ani, ce și la fel este un indicator. Și ultima parte ține de anumite indexuri de drepturile omului. Deja cum ne apreciază la nivel internațional alte organizații pe anumite criterii obiective conform metodologiilor pe care le au ei. Și aici o să fac trimitere la anumite cifre care ne plasează pe noi ca și stat într-un anumit rating al drepturilor omului la nivel internațional. Și ultima, evident, sunt întrebările care o să fiu bucuros, la fel și eu, la fel și domnul Manole, să oferim răspunsuri la aceste întrebări. O să încep cu Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite. Este prima organizație internațională de drepturile omului la care Republica Moldova, după independență, a devenit parte. Chiar dacă a devenit membru ONU destul de recent în comparație cu multe state, în 1992. Până în prezent, Republica Moldova a ratificat 13 din 18 cele mai importante tratate de drepturi omului. Este un indicator destul de bun. O să vedeți și o hartă mai puțin mai înainte care arată situația în regiune. Este un indicator destul de bun, dar totuși avem instrumente care nu sunt ratificate de drepturi omului și care ar putea guvernul să depună efort ca să pregătească aceste instrumente de ratificare și să implementeze aceste documente la nivel național în interesul drepturilor. Primele instrumente de dreptul omului, care sunt pactele, au fost ratificate în 1993 și până în prezent mai avem trei instrumente internaționale ONU de dreptul omului care nu au fost semnate și ratificate, care o să le discutăm puțin mai încolo, inclusiv care sunt destul de importante pentru Republica Moldova. Și acestea sunt protocolul facultativ, care nu au fost semnate și ratificate, pentru că există documente care sunt semnate, dar nu au fost ratificate, dar acestea nu au fost nici semnate și nici ratificate, și este vorba despre protocolul facultativ la Convenția privind la drepturile copilului, privind o procedură de comunicare care este stabilită prin acest protocol, Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora, la fel nu este nici semnată, nici ratificată, și protocolul opțional la Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Și ține de ultimul, probabil acest protocol nu este ratificat de către guvern, având în vedere că el stabilește proceduri de plângeri individuale în baza acestui pact, care ar putea să creeze anumită muncă suplimentară guvernului, în sensul în care persoanele trebuie să depună sau au drept să depună plângeri la o instituție din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Instrumente care nu au fost ratificate, au fost semnate, dar nu au fost ratificate. Este Convenția Internațională pentru Protecția tuturor persoanelor împotriva dispărițiilor forțate. Și noi ca asociație, și nu doar noi, dar alte organizații din Republica Moldova, în fiecare an amintesc guvernului despre necesitatea ca să ratifice această convenție. Ori în situația în care avem un conflict pe teritoriul Republicii Moldova, este vorba despre situația de regiunea transnistreană,
ar trebui să existe mecanisme suplimentare de protecție, inclusiv pentru persoanele care s-ar putea să afle în astfel de situații. Și această convenție obligă statul ca să creeze la nivel național toate mecanismele necesare ca persoanele care sunt dispărute forțat ar putea să beneficieze de garanții suplimentare. Mai ales având în vedere la situația actuală de la frontieră, ceea ce se întâmplă cu regret în Ucraina, războiul dintre Federația Rusă, agresiunea militară a Federației Rusă în Ucraina. Și un instrument care a fost ratificat recent, care nu a fost ratificat până în anul 2021, este protocolul opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite prin drepturile persoanelor cu dizabilități. În baza acestui protocol, deja persoanele cu dizabilități, cu nevoi speciale, se pot adresa cu plângere la mecanismul care este creat în baza acestui protocol. Deci nu se pot adresa doar cu scrisori specifice la raportori speciali, pentru că există raportori speciali, dar se pot adresa și cu plângere individuală în baza acestui mecanism. Până în prezent nu a fost comunicat guvernului niciun caz, pentru că procedura este ca și la CEDOS, comunică guvernului în cazul și guvernul trebuie să prezinte argumente dacă au fost încălcate drepturi sau nu au fost încălcate drepturi, așa cum se întâmplă în cazul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dar nu este exclus că în următorii ani, având în vedere viteza de examinare a Organizației Națiunilor Unite, care este mai lentă, este o organizație destul de mare, care examinează plângeri individuale la număr foarte mare de state, nu este exclus că în următorii ani am putea să avem plângeri în baza acestui protocol opțional pe această categorie specifică de drepturi. Și aici vedeți Harta Europei. Spuneam că sunt 18 instrumente în total ONU de drepturile omului. Republica Moldova la moment are ratificate 13, semnate și ratificate 13 instrumente. Suntem, ok, având în vedere obligațiile statelor care și-au asumat la nivel de Uniunea Europeană, Europa integrală, inclusiv Federația Rusă, suntem la categoria medii, spunem așa, după numărul de ratificări. Evident, noi, aici nu este reprezentat harta statelor din Asia, Africa, acolo situația este mai proastă la capitolul ratificări și semnarea documentelor importante drepturilor omului, dar cel mai important în asemenea situații și fiecare din noi conștientizăm, nu este suficient ca acest instrument să fie semnat și ratificat, dar este important ca statul să-și execute obligațiile în sensul convențiilor internaționale, reșind din principiu, care îl cunoaștem toți, și juriștii și nejuriștii, care este pacta sunt servantă. Și la acest capitol avem încă restanță la capitolul implementării acestor instrumente ONU. Cu toate acestea, chiar dacă avem un număr destul de mare de instrumente ONU de drepturile omului la care suntem parte și statul încearcă să le aplice în practică, să garanteze drepturile pentru persoanele care se află în jurisdicția sa, se mai practică și Republica Moldova foarte des practică la ratificare, la această procedură de drept internațional să facă anumite declarații teritoriale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Guvernul Republicii Moldova declară că aceste instrumente internaționale ONU nu vor fi aplicate pe un anumit teritoriu. În cazul nostru este vorba despre regiunea Transnistriană. Și asta, în opinia mea, nu este bine în sensul în care statul găsește o cale foarte ușoară ca să nu garanteze drepturile cetățenilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Și aici vedeți un exemplu de declarații care a fost făcută la Pactul ONU privind drepturile civile și politice. O să-i dau 4. Ea sună în felul următor. Se ratifică protocolul opțional la Pactul Internațional privind la drepturile civile și politice, adoptat la New York la 16 decembrie 1966, cu următoarele declarații și rezerve.
până la restabilirea deplină a integrității teritoriale a Republicii Moldova, prevederile protocolului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autoritățile Republicii Moldova. Deci este un protocol la care a fost făcută această declarație. Noi am încercat la nivel de ONU, Comitetul pentru Dreptul Omului, ca să explicăm de ce astfel de declarații nu ar trebui să existe în contextul în care cetățenii care locuiesc, inclusiv persoanele, oamenii care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru, la fel trebuie să beneficieze de drepturi și garanții în domeniul dreptului omului. Și Moldova are deja o experiență destul de mare în sensul participării la diferite comitete, depunere de rapoarte, asumarea de obligații la nivel de ONU în domeniul dreptului omului. Aici vedeți un extras foarte recent, l-am făcut practic dimineață, de pe baza de date a Organizației Națiunilor Unite, în care sunt prezentate cele mai recente instrumente care au fost utilizate de Organizația Națiunilor Unite în cazul Republicii Moldova. De exemplu, vedem un caz comunicat de CCPR. Este un comitet creat în baza unui pact și este o hotărâre și pentru altele am deschis și am studiat și este un caz pe care îl cunoașteți fiecare din dumneavoastră, pentru că a fost un caz public. Este cazul numit sau dosarul numit Diaspora. Atunci când în anul 2016, dacă nu greșesc, la alegerile prezidențiale, Diaspora nu a avut posibilitatea să-și exercite dreptul la vot, având în vedere anumite limitări care au existat, număr de secții deschise într-un număr mai puțin și așa mai departe. Și inclusiv comitetul, avocația au depus o plângere la acest comitet și a fost emisă o hotărâre. Nu o să spun ce fel de hotărâre, o să intrați o să vedeți. La fel, puteți să vedeți diferite subiecte care au fost abordate de comitete, cum ar fi Comitetul împotriva torturii, deci a făcut o listă de subiecte în baza cărora Republica Moldova trebuie să raporteze. Între altele, aici sunt și cazuri individuale, Republica Moldova trebuie să raporteze la ONU cum se investigează cazul Brăguță, de exemplu, și alte subiecte importante sau reforme care trebuie să fie realizate către Guvernul Republicii Moldova, cum ar fi, de exemplu, transferul sistemului medical din penitenciare în subordine, din subordinea Ministerului Justiției, în subordinea Ministerului Sănătății și odată la 4 ani Guvernul Republicii Moldova, în cazul Comitetului împotriva torturii, dar și altor comitete, vedeți mai jos SIDU inclusiv, este Comitetul de Eliminare a Discriminării împotriva femeilor, trebuie să raporteze periodic care sunt evoluțiile și ce se întâmplă. Și din punct de vedere istoric, pentru că spuneam că încercăm să facem o retrospectivă istorică, participarea la aceste comitete, inclusiv informațiile care sunt prezentate la aceste comitete, ajută Guvernul Republicii Moldova, dar în mod special ne ajută pe noi, cetățenii Republicii Moldova, ca guvernul să iasă din zona de confort și să progreseze pe subiecte foarte specifice. Noi participăm la acest exercițiu. Ultimul exercițiu care l-a făcut ONU în privința Republicii Moldova a fost evaluarea periodică universală. Evaluarea periodică universală înseamnă situația când mai multe state, odată la 5-6 ani, apreciază cum un stat a și-a executat obligațiile de dreptul omului în diferite subiecte și pot să aprecieze cu anumite recomandări în ce măsură statul care este revizuit și-a executat obligațiile. Și recent, acum la sfârșitul lunii iunie, în privința Republicii Moldova a fost publicată lista de recomandări. O puteți să studiați pe această bază de date a Organizației Națiunilor Unite, în care Republica Moldova a primit peste 100 de recomandări, care ar trebui să fie baza unor documente de politici în domeniul dreptului omului. Adică ce ar trebui să fac statul în viitor ca să rezolve aceste probleme care au fost constatate de Organizația Națiunilor Unite. Deci asta ce ați văzut este despre sistemul ONU dreptului omului. Este un sistem destul de eficient atunci când este vorba despre domenii mai specifice, dar este mai puțin eficient atunci când merge vorba despre probleme globale, cum este războiul din Ucraina. Atunci aici am văzut ineficiența în procesul de
medierea războiului din Ucraina, care l-avem acum. Dar pe subiectul de dreptul omului este o instituție destul de eficientă, inclusiv am avut raportori speciali care au făcut vizite în regiunea Transnistria, unde administrația, de fapt, la fel a raportat modul în care încearcă să respecte drepturile omului în această regiune. Este vorba despre domnul Thomas Hammerberg, care a avut două vizite în regiunea Transnistria. Trecem la Consiliul Europei. Este o instituție în care Republica Moldova a devenit membru puțin mai târziu decât în cazul Organizației Națiunilor Unite, 13 iulie 1995, după care la 24 iulie 1997 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Chiar dacă a fost în 97, vă amintesc că prima hotărâre prin cază în Republica Moldova a fost mult mai târziu, este vorba de hotărâre în cauza Ielașcu, și alții vers Republica Moldova și Federația Rusă, hotărâri foarte importante care se referă la respectarea drepturilor omului în regiunea Transnistriană. Și datorită inclusiv faptului că Republica Moldova a devenit membru a Consiliului Europei, la 23 septembrie 2005, inclusiv Curtea Constituțională a aprobat modificări constituționale care aboleau pedeapsa cu moarte. Evident că până în 2005 pedeapsa cu moartea nu se aplica, a existat un moratoriu. Personal reprezint un client care a fost condamnat, care este acum deținut în Rezina, în penitenciarul din Rezina, dorește să fie eliberat condiționat înainte de termen și până când fără succes, dar în anul 1994 a fost condamnat la pedeapsa cu moartea prin împușcare, era expres scris în sentință și imediat câteva luni după această sentință a fost instituit moratoriu prin aplicarea pedepsei cu moarte. Dar, nu știu dacă cunoașteți, pe teritoriul Republicii Moldova formal încă avem norme, cât ele sunt de legale sau constituționale, este altă întrebare, dar avem norme care incriminează sau stabilesc pedeapsa cu moarte și este vorba despre regiunea Transnistriană. Până în prezent, în regiunea Transnistriană încă este în legislație stabilită pedeapsa cu moarte. Și printre altele cazuri recent la care am făcut referire, câteva minute în urmă, cauza Ielașcu, reclamanții din această cauză la fel au fost condamnați la pedeapsa cu moarte. Și, dar partea pozitivă a lucrurilor este că această pedeapsă nu a fost aplicat până în prezent în privința unor persoane care se află acolo în detenția, în așa numitele penitenciare din regiunea Transnistria. Ultima dată când în Republica Moldova s-a aplicat pedeapsa cu moarte a fost anul 1985, îmi cer scuze, și atunci iarăși a fost împușcare, cineva a fost împușcat. Pe segmentul de colaborare a Republicii Moldova și Consiliului Europei sunt foarte multe domenii în care Republica Moldova este obligată ca și guvern să țină cont de convenții specifice ale Consiliului Europei, care sunt mult mai multe decât convențiile ONU, și să colaboreze cu instituții de drepturile omului care sunt create în Consiliul Europei și să colaboreze cu diferite domenii destul de importante. Cum ar fi prevenirea torturii, aici avem Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, combaterea rasismului, Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței. În cazul Comitetului pentru Prevenirea Torturii, de exemplu, avem o persoană care este membru din partea Republicii Moldova, domnul Zahărie, profesor universitar la Universitatea de Stat, Facultatea de Drept. În cazul combaterii rasismului, Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, am avut coleg avocat doamna Hriptievski, după care a fost urmată de către fostul agent guvernamental domnul Gurin, dacă nu greșesc, și până în prezent el este membru al acestei instituții. Se colaborează pe segmentul protecției drepturilor sociale. Avem Carta Socială Europeană, în baza care la fel există mecanisme de colaborare. Pe subiectul protecției minorităților, Republica Moldova trebuie să avanseze la acest subiect. Aici este Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. România, de exemplu, este membru la această convenție. Se aplică destul de eficient, având în vedere specificul acestei țări, inclusiv țării noastre vecine. Și în Republica Moldova ar fi loc de îmbunătățirea lucrurilor la acest capitol, sub aspectul inclusiv de asumare de anumite obligații.
Lupta împotriva corupției, pentru altele, doamna Covesi este acum în Chișinău, și, dar ea nu face parte din această instituție, cum ar fi GRECO, dar la nivel de Consiliul Europei există această instituție care monitorizează conformitatea statelor membre cu standardele Consiliului Europei împotriva corupției și cum aceste politici sunt implementate la nivel național. Pe sistemul de justiție avem CEPEJ-ul, care este Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției, care colectează date pe subiectul de justiție, calitate, cantitate, inclusiv eficiența justiției la nivel național și formulează ulterior recomandări statelor, cum statele să ajusteze anumite situații din statele lor. Și avem alte instituții care le cunoașteți mai bine. Este vorba despre Comitetul de Miniștri. De exemplu, Comitetul de Miniștri are un rol foarte important în domeniul monitorizării cum sunt executate hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și datorită acestor hotărâri care ulterior sunt foarte atent monitorizate de Comitetul de Miniștri, în Republica Moldova se fac schimbări foarte importante și o să dau exemple de baza unor cazuri pe care să le discutăm mai târziu, care este rolul important al acestui mecanism. Avem adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care o cunoaștem toți foarte bine, din care fac parte și inclusiv deputați din Parlamentul Republicii Moldova, Congresul Autorităților Locale și Regionale și Comisarul pentru Drepturile Omului, care este o instituție foarte, foarte importantă în sensul în care promovează politici și este portavocea Consiliului Europei sub aspectul drepturilor omului și instituția care o cunosc toți și nu trebuie să fie prezentată foarte detaliată, este Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care practic nu trece o săptămână sau în unele cazuri chiar zile, fără ca să auzim informații sau comunicate de presă sau detalii despre anumite cazuri unde persoanele, inclusiv din Republica Moldova, s-au plâns la această instituție, cazuri au fost comunicate, Guvernul Republicii Moldova sau chiar au fost pronunțate hotărâri în care Curtea Europeană a constatat sau nu a constatat încălcarea unor drepturi protejate de convenție. Și pentru că am vorbit despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spuneam la începutul acestei discuții că am vrut sau vreau ca să prezint obiectiv anumite evoluții din perspectiva drepturilor omului. Pentru mine, cel mai obiectiv criteriu în acest sens este jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Este adevărat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu examinează cazurile cu viteză atât de mare care noi ne-am dorit. Din aceste considerente, de exemplu, dacă în anul 2022 este pronunțată o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, nu înseamnă neapărat că aceasta descrie problema care există sau descrie probleme sistemică care există în anul 2022, având în vedere că viteza de examinare, în dependență de încălcare, poate fi 5, 6, 7 ani, în dependență de dreptul care este încălcat sau a fost invocat de reclamant. Cu toate acestea, câteva date statistici până atunci, pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instituție judecată foarte importantă pentru populația de la noi din Republica Moldova, este foarte populară. Oamenii se adresează foarte drept la această instituție, chiar dacă 95%, care este media la nivelul statelor Consiliului Europei, 95% din plângeri sunt declarate inadmisibile, oricum oamenii nu își pierd speranța și continuă să se plângă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La fel, la Promolex este un instrument de litigare destul de preferat pentru noi, care îl utilizăm și până în prezent, și continuăm să expediem plângeri în interesul reclamanților în încercarea de a rezolva anumite probleme sistemice în diferite subiecte. Până în prezent, câteva cifre până acum. Până în prezent avem pronunțate, mai exact până în decembrie 2021, avem pronunțat 541 hotărâri în cazurile moldovenești. Este aparent o cifră nu prea mare, dar având raportat la alte state, cum ar fi Germania, Norvegia, cu raportat la numărul populației, dar chiar cu raportat la numărul de hotărâri, Republica Moldova depășește la acest indicator multe state, mult mai mari ca și populații din Europa.
Și acest fapt, încă o dată, sublinează popularitatea acestui instrument, dar și problemele de drepturile omului care le avem la noi în Republica Moldova, încă, care există încă și sunt destul de multe. Prejudicii materiale și prejudicii morale până în prezent au fost 21.903.000 euro, care la fel este vorba despre cifra pentru... Da, este cifra totală, este o cifră destul de mare până în prezent care a fost pronunțată, adjudicată persoanelor, reclamanților. Până la 31 decembrie 2021 urma să fie examinate 1038 de plângeri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Majoritatea din ele, având în vedere și informația care a publicat-o colegii de la Centrul de Resurse Juridice, care analizează foarte atent acest subiect, majoritatea din ele sunt plângeri cu șanse mari de succes, deci plângeri care nu au fost declarate inadmisibile și încă nu se regăsesc în acele 95%, care curtea le-a oferit număr de registrare, se regăsesc pe rolul Curții Europene și, dacă vedeți, coraportăm cu numărul total de hotărâri care au fost emise până în prezent, 541 și având în vedere numărul care, de plângeri care așteaptă să fie examinat, spuneam că mare parte din ele au șanse de succes, atunci asta ar însemna că Guvernul Republicii Moldova în continuare încă să aibă surprize pe anumite dosare, iar noi cetățenii o să trebuie să suportăm costul irresponsabilității unor persoane. Pentru altele, inclusiv persoane care au comis cândva, și asta este un trend care observ că ia anumite turații în ultima perioadă, inclusiv persoanele care au comis cândva încălcări de drepturile omului, datorită cărora Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, s-au plâns la această instituție și această instituție inclusiv a pus pe rol aceste cauze. Deci inclusiv persoanele care cândva au comis încălcări ajung să se plângă la Curtea Europeană, fiind ele la rândul său victime ale încălcării drepturilor omului. În total, cereri adresate au fost 16.016, iarăși sunt datele până la 31 decembrie 2021, care iarăși este un număr destul de impresionant, având în vedere populația Republicii Moldova. Și în anul 2021 au fost 630 de plângeri. Tendința este de reducere a numărului de plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului. Acest lucru se explică prin transferarea la nivel național sau crearea unor remedii la nivel național, cum ar fi mecanismul compensator. Dacă până în anul 2018-2019 persoanele se puteau, 2018 în mod special, deținuții se puteau plânge la CEDO, practic, dacă să oferim un exemplu, toți deținuții din penitenciarul 13 puteau adresa o plângere la CEDO și cu siguranță că această plângere avea să fie înregistrată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că Curtea Europeană cunoștea foarte bine că nu există alte remedii la nivel național pentru acești oameni, atunci cifrele erau mult mai mari, dar odată după apariția unor remedii la nivel național, dar și pe locuri au mai fost reduse anumite abuzuri sau anumite încălcări ale dreptului omului pe anumite drepturi specifice, numărul scade, dar este adevărat că și uneori avocații se descurajează în sensul în care, de exemplu, un avocat se plânge la Curtea Europeană în articolul 6 din Convenție, care este un drept procesual, având așteptarea că Curtea va analiza fondul cauzei, fapt care este o așteptare foarte greșită, cu anumite excepții, și primește peste 1, 2, 3 o scrisoare de inadmisibilitate, o scrisoare în care este această decizie de inadmisibilitate a judecătorului unic și care, până la urmă, îl descurajează ca să se mai adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar sunt câteva cifre, recomand să analizați pentru mai multe detalii datele publicate de colegii de la Centrul de Resurse Juridice, plus sunt mai multe date analizate și sunt printre altele cifre foarte interesante care arată că acest instrument este unul foarte eficient și destul de eficient în cazurile moldovenești. Și spuneam că o să încerc să prezint retrospectiva, o să încerc să fie istoric până la urmă,
dreptul omului ieșind din jurisprudența Curții Europene a dreptul omului. N-am început cu cele mai vechi cazuri, cum ar fi Ilașcu sau cazuri care au fost inclusiv Ivanțoc sau cazuri care au fost pentru primele pronunțate de către hotărâri pronunțate pentru primele de Curtea Europeană a dreptul omului, dar o să încerc să vorbesc din perspectiva celor mai importante cazuri și nu este aprecierea mea subiectivă, dar este aprecierea Curții Europene în sensul în care pe pagina web a Curții Europene a dreptul omului există publicată o notă informativă în privința fiecărui stat care este membru al Consiliului Europei, unde curtea indică cele mai importante cazuri pentru acel stat și pentru jurisprudența Curții Europene a dreptul omului. Adică cazuri care au avut impact nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru schimbarea jurisprudenței în general. Și o să încep cu articolul 2 în ordinea convenției, articolul 2 din Convenția Europeană a dreptul omului, dreptul la viață. Aici avem cauza PISAR versus Republica Moldova și Federația Rusă. Cauza PISAR o cunosc foarte mult, sunt sigur că majoritatea dumneavoastră o cunoaște, este un băiat care a fost împușcat pe podul de la Vadului Vodă pe 1 ianuarie, câțiva ani urmă, de către un pacificator rus. Evident, atunci se dorea mușamalizarea cazului, falsificarea de probie, au fost lichidate corpurile delicte, evident, resturile de la cartuș și alte aspecte de genul dat. A fost depus plângeri la CEDO, cazul a fost reprezentat de către noi asociația Promolex și a fost pronunțată o hotărâre de condamnare în privința Federației Rusă, unde a fost constatată încălcarea articolului 2 din convenție. Printre altele, cunoașteți foarte bine că Federația Rusă a avut o poziție cel puțin la nivel oficial neclară, dacă poate fi spus așa, dar la nivel neoficial și prin declarații publice, ei afirmau că nu execută hotărârile CEDO care țin din încălcări care au fost comise în regiunea Transnistreană. În cazul PISAR, pe lângă cauza Ilașcu, hotărârea în cauza PISAR a fost executată de Federația Rusă sub aspectul măsurilor individuale, adică familiei a fost achitată suma prejudiciului moral, și sub aspectul măsurilor generale a fost o tentativă de a executa anumite măsuri generale în sensul în care persoana care a comis acest omor, în privința ei a fost plănită cauză penală și a fost investigată. Acest caz este calificat de Curtea Europeană ca un caz important și cu impact pentru jurisprudența Curții Europene. Mai multe detalii puteți să-i găsiți inclusiv pagina Curții Europene dacă doriți să studiați acest caz. Un caz la fel important pentru jurisprudență și care descrie o problemă sistemică care există de mulți ani la noi Republica Moldova, este cauza Iorga versus Republica Moldova, este problema investigării ineficiente a deceselor suspecte. Aici avem ineficiența anchetei cu privire la moartea fiului reclamantului care a fost identificat, sponsorat în apropierea unității militare. Cu părere de rău, astfel de situații se mai întâmplă în unitățile militare de la noi, și nu doar unitățile militare, pentru că este vorba despre oricare deces suspect care ar trebui să fie investigat foarte eficient de către organul de urmărire penală. Și în acest capitol avem destul de multe deficiențe și Iorga versus Republica Moldova nu este unica condamnare în acest sens. Nu este unica condamnare la Curtea Europeană, au mai fost și alte condamnări pe aceeași problemă și nu este exclus că o să mai existe condamnări sub aspectul investigării ineficiente, inclusiv a morților suspecte, dar și investigării în general eficiente a cazurilor de deces. Și mergem la articolul 3. Articolul 3 are o jurisprudență destul de bogată în cazurile moldovenești, cu părere de rău, și are o aplicare destul de largă în sensul în care articolul 3 este aplicabil pentru diferite situații foarte specifice de încălcare a dreptului omului care se întâlnesc la nivel național. Și nu este vorba doar despre condiții proaste de detenție și aplicarea torturii clasice despre care noi foarte mult vorbim,
Dar este și despre manifestarea încălcărilor sub altă formă, cum ar fi investigarea ineficientă a unui caz de viol sau investigarea ineficientă a unui caz de violență în familie sau investigarea ineficientă a unor acțiuni de maltratare comise de persoane private. Și pe aceste situații, la fel avem jurisprudență în cazurile moldovenești, care la fel denotă că această problemă este una veche și încă se mai întâmplă ca să avem hotărâri pe astfel de, de situații. Avem cauza Egeve versus Republica Moldova, cazul avizat o agresiune sexuală asupra reclamantei în februarie 2008 și în special s-a referit la executarea pedepsei aplicate unuia dintre cele trei, din cei trei atacatori săi, care la fel a dus la o condamnare. Cauză destul de recentă, care ține de condițiile de detenție în penitenciarul numărul 13, este cauza domnului Valentin Băștavoi, care curtea la fel a clasat-o la o cauză importantă pentru Republica Moldova și până în prezent la fel avem această problemă foarte gravă în sensul în care construcția unui nou penitenciar nu a început, deși Consiliul Europei, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a planificat bani pentru, pentru acest construcția unui nou penitenciar. Situația economică la moment este foarte complicată și nu este exclus că în timp apropiat penitenciar nou nu o să fie și renovări sau îmbunătățirea condițiilor de detenție la alt penitenciar nu o să existe. Fapt care ar trebui să pună pe gând guvernanței și să vină cu alternative la pedeapsă penală, la alternative la detenție, pentru că este, știu că este comic, dar se întâmplă situații în care persoane care au luat un harbuz din marginea drumului au fost calificat ca și jaf și respectiv plasați în detenție, condamnați. Prin urmare, alternativele ar trebui să existe, să fie o soluție și aceste hotărâri, ca și în cazul domnului Băștavoi, ar trebui să ne pună pe, pe gânduri. Cauza Eremie și alții împotriva Republicii Moldova este la fel o cauză în care a fost asistată de către Asociația Promolex. Este printre primele hotărâri în care Republica Moldova a fost condamnată pentru eșecul de a proteja victimele violenței în familie. Până în anul 2010, 2009, 2008, în genere Republica Moldova, acest subiect era foarte tabu și foarte puțin discutat, chiar dacă el se întâmpla în foarte multe familii de la noi din societate, indiferent de venituri, fie în familii și indiferent de studii, fie acestea sunt familii social vulnerabile sau nu sunt familii social vulnerabile, acest fenomen al violenței în familie exista și acest lucru a fost dovedit de profilul diferit al reclamanților și reclamantelor care s-au adresat la Curtea Europeană de Drepturi Omului pe, pe această problemă, inclusiv în cazurile moldovenești. Și atunci, în 2010, pentru primele au fost trei hotărâri, Eremia, Mudric vs. Moldova, TMCN vs. Moldova, în care a fost constatată problema investigării ineficiente a faptelor de violență în familie și lipsa unor mecanisme de protecție eficiente pentru victimele violenței în familie. Și ulterior, situația cumva a început să schimbe în sensul în care au fost create mecanisme noi, cum ar fi ordonanța de protecție, ordinul de restricție, și asta până în prezent se aplică, deși asta nu înseamnă că problema violenței în familie a fost rezolvată, nici pe departe, există și este obligația fiecărui din noi de a promova toleranța zero față de violență. IG vs. Republica Moldova, la fel, este un caz calificat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca și caz important. La fel a fost gestionat și am avut onoarea să o facem de colegii din Promolex. Este vorba despre investigarea ineficientă a faptelor de viol. Fapt a avut loc încă în 2004. Cum se întâmpla atunci și se mai întâmplă și acum cu păreri de rău, procurorii au considerat că, de fapt, pentru faptul că a fost violată, era de vină victima și nu agresorul. Și asta a dus la condamnarea Republicii Moldova la CEDU. Se mai întâmplă situații când organul de urmărire penală mai comite erori, în acest sens, dar deja mai puține și iarăși este datorită impactului acestor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului.
Pe articolul 3 mai avem și tortura clasică, care noi o numim, și nu doar tortura, dar și condiții de detenție și asistența medicală, calificate, sunt cauze care sunt calificate de Curtea Europeană ca cauze importante. Gavrilița, de exemplu, problema violenței poliției, Mitrofan, plângerea reclamatului cu privire la condiții de detenție într-o închisoare din Chișinău unde a fost deținut mai mult de 7 luni. Eduard Popa s-a plâns cu privire la rele tratamente aplicate lui de către polițiști care i-au pus în pericol viața. Recent am avut o hotărâre care sublinează, este vorba despre cauza Kosovana versus Republica Moldova, o hotărâre care sublinează în mod special problema asistenței medicale în sistemul penitenciar și reformele urgente care trebuie să fie făcute acolo, pentru că nimeni nu este asigurat că nu o să ajungem odată sau mai târziu în penitenciar, mai ales în Republica Moldova. Și, prin urmare, ar fi bine să știm că dacă avem o boală, o să fim tratați, ori detenția nu exclude obligația statului de a asigura în privința persoanelor care le are în custodia sa, asistență medicală corespunzătoare, conform standardelor care sunt și în mediul privat. O cauză mai specifică, dar care este încă se află o monitorizare destul de avansată la nivelul Comitetului Miniștri, este cauza Vozdil și alții împotriva Republicii Moldova. Este numită cauza profesorilor turci, cum noi o cunoaștem. Cazul se referă la expulzare, înlăturare, ne amintim bâlbâiala policienilor de atunci, a unor profesori turci care au fost transmiși autorităților din Turcia, care până la urmă i-a condamnat, sunt la moment în detenție, și care până la urmă a scos la iveală foarte multe probleme care țin de serviciul de informații și securitate, care țin de biroul de migrație și azil. Și până în prezent scoate acest caz probleme despre anumite informații care sunt secretizate până în prezent în cadrul cauzei penale și modului cum a fost investigat până la urmă această cauză și o să urmărim ce se va întâmpla mai târziu și în ce măsură Comitetul de Miniștri va formula recomandări în privința Republicii Moldova. Buzăgi împotriva Republicii Moldova, trecem la articolul 5. Buzăgi este despre aresturi. Este o cauză care descrie problemă, este o pentru altele cauză care a fost examinată la Marea Cameră, care descrie o problemă sistemică, care, în opinia mea, există și până în prezent. Este vorba despre aplicarea abuzivă a aresturilor, arestării ca și măsură preventivă în cadrul cauzelor penale. Avem astfel de situații, se aplică și în privința persoanelor care nu ar exista bănuieli rezonabile sau nu ar exista riscuri ca persoanele să fie plasate în detenție. Uneori, în privința persoanelor care ar trebui să fie aplicată măsura preventivă, ea nu se aplică și avem diferite situații paradoxale în acest sens. Până la urmă, în cauza Buzăgi a stabilit anumite principii foarte importante care țin în mod special de riscurile care trebuie să fie dovedite, bănuiala rezonabilă care trebuie să fie dovedită și aplicarea altor măsuri preventive decât arestul, cum ar fi, de exemplu, măsuri neprivative de libertate sau arestul la domiciliu. Pe articolul 6 avem foarte multe cauze. Eu aici am descris doar câteva din multitudinea de tipologii de violări care au fost constatate pe articolul 6 de Curtea Europeană a Dreptului Omului, dreptul la proces echitabil. Fapt care ne sugerează că avem încă probleme, anumite probleme la capitolul justiției. Câteva din ele o să le dau 4, ține 6.1, mai sunt și 6.2, care țin de prezumția de nevinovăție. Am avut 6 fel de situații când am fost încălcată într-un caz. De exemplu, Curtea Europeană, legat de articolul 6, dreptul la un proces echitabil, a constatat probleme țin de acțiunea civilă din cauza, refuzul de examina acțiunea civilă din cauza impunității, refuzul de examina acțiunea civilă pe motiv de neplata taxei de stat, refuzul de admiterea persoanei în procedurile judiciare, necesitarea adecvată în stanța de judecată, durata excesivă a procedurilor, până să fie adoptată legea 87 în anul 2010, termenul de examinare era o problemă foarte gravă. Acum, la moment, situația încă continuă să fie gravă, mai ales în contextul unor blocaje care există la nivel
național în sensul în care judecătorii, la o parte din judecătorii, cel puțin din Chișinău, le-a expirat în puternicirile, cazurile sunt suspendate, nu se examinează. Se poate ajunge ca o cauză civilă să fie examinat 3-4 ani, care deja, în opinia mea, este o durată care depășește, începe să depășească cel puțin limitele termenului rezonabil și persoanele, dacă consideră că este încălcat acest drept, în baza legii 87 se pot adresa cu acțiune civilă. Până atunci, până în 2010, legea 87 nu era și persoanele se puteau adresa direct la Curtea Europeană și era constatată încălcarea acestui drept sub aspectul duratei excesive a procedurilor. O altă problemă care ține tot de articolul 6 este neexecutarea hotărârilor judecătorești. Ea mergea la pachet cu durata excesivă a procedurilor. Legea 87, care a fost adoptată în 2010, a venit să rezolve problema inclusiv a neexecutării hotărârilor judecătorești și inclusiv a adus anumite reforme în care executorii judecătorești au fost reformați în instituții private, în profesii juridică privată, având în vedere că până atunci erau în subordinea sau Ministerului Justiției și evident că executarea unor hotărâri judecătorești nu era tocmai eficientă. Condamnarea reclamanților în baza probelor obținute în urma torturii. Am avut astfel de situații. Ultimele cauze comunicate se referă la fapte care au fost mai vechi, de exemplu cauza Repeșco și Repeșco. Cauza recent comunicată, care persoanele au fost condamnate deja și au ispășit și pedeapsa stabilită de instanță în rezultatul fapt probelor care au fost obținute în baza torturii. Și eu sper că această cauză, în acest caz individual, specific, o să-i ajute ca ei să-și revizuiască hotărârea și să fie achitați. Condamnarea reclamanților în baza probelor obținute în urma provocării, și asta este o piatră în grădină la CNA, în mod special și Procuratura Anticorupției. Ei lor, acum se întâmplă mai rar, dar până nu de mult lor le plăcea foarte mult înainte să facă flagranturi în care provocau persoanele la comiterea unei infracțiuni, care este o practică interzisă de articolul 6 și inclusiv interzisă și criticată de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În acest sens, sunt la fel mai multe hotărâri pronunțate de Republica Moldova. Și pe articolul 6 mai sunt multe, multe alte tipuri de încălcări, inclusiv sub aspectul nemotivării hotărârilor judecătorești, și pe cauze penale, și pe cauze civile. Casarea hotărârilor judecătorești revocabilă, o practică până de mult tare preferată a Curții Supreme Justiției la noi, și alte situații în care Republica Moldova a fost condamnată. Cauza, așa, trecem articolul 8, dreptul la respectarea vieții private și de familie, avem cauza PT versus Republica Moldova, iarăși cauză care Curtea Europeană o apreciază ca destul de importantă pentru jurisprudența noastră și a CEDO în general. Ea se referă la dezvăluirea statutului seropozitiv al reclamantului într-un certificat care îl scutește de serviciu militar, deci este vorba despre persoanele infectate cu HIV. Până în anul 2012, 2011, 2010 existau încă astfel de situații și încălcări. El există și acum, dar într-un volum mult mai redus, inclusiv după ce au fost operate anumite reforme. Cauza Udgon versus Republica Moldova. Cauza se refera la plângerea domnului Udgon cu privire la valoarea despăgubirilor acordate acestea de către instanțele după ce a băut apă de robinet infestată, deci a avut o infecție. Domnie a demonstrat că este ingerința autorităților comisă și la fel a fost constatată în încălcare. Cauza PT versus Republica Moldova. Așa, cauza Cibotaru versus Republica Moldova, domnul, de exemplu, a dorit să schimbe etnie în carte de identitate, în buletinul de identitate, din moldovean în român. Omul nu se considera să fie etnie moldovenească și cererea dumnealui a fost refuzată de către autorități, deoarece părinții săi nu fuseseră înregistrați ca etnici români la naștere și certificat de căsătorie. A fost constatată această încălcare și ulterior practica a fost schimbată la nivel de instituții de stat. Și mai există și multe alte hotărâri pe articolul 8. Jurisprudența pe articolul 8 este destul de variată în cazurile moldovenești, inclusiv pe cazuri de violență în familie, care deja am vorbit, inclusiv și pe sub aspectul proprietății intelectuale.
De exemplu, persoana s-a plâns la CEDO, Banca Națională a încălcat proprietatea, dreptul la proprietate intelectuală, inclusiv sub aspectul și a invocat și aspecte legate de articolul 8, atunci când a fost folosită o imagine. Este vorba despre imaginea care s-a aflat pe cetatea Soroca, pe leu de 10 lei, pe bancnota de 10 lei, dacă mă greșesc, unde a invocat încălcarea acestui drept, inclusiv. Articolul 9 din Convenție, libertate de gândire și de conștiință și de religie, nu avem prea de bine jurisprudență atât de bogată în acest sens, dar avem cauze care au avut o influență fundamentală spre Republicii Moldova, în sensul în care metropolia Basarabiei a obținut un anumit statut, dar și asupra jurisprudenței Curții Europene, deci Metropolia Basarabiei, Biserica Creștină Ortodoxă, ei a fost refuzat recunoașterea dictatorii autorități pe motiv că nu deci s-a avut să fie parte separată componentă din cadrul Metropoliei Moldovei și inclusiv a fost refuzată înregistrarea acestui cult religios, după care instituția s-a plâns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a avut câștig în sensul că a fost constatat încălcarea articolului 9 din Convenție. Avem articolul 10, libertatea de exprimare. Avem mai multe cauze importante, destul de interesante. De exemplu, cauza Mătăsaru, împotriva Republicii Moldova, pe domnul Mătăsaru cunoaștem, cred că toți. El are un hobby de a protesta mai original, mai ales în fața procuraturii. De două ori a protestat destul de original în fața procuraturii și de două ori, cum a încercat să facă chestia asta, odată la Procuratura Generală și odată la Procuratura Anticorupție, statul sau agenții statului nu au avut suficient înțelepciune ca să nu încalce dreptul la libertate de exprimare. Și a fost constatat încălcarea articolului 10 la Curtea Europeană de Plumb. Avem cauza Guja contra Republicii Moldova, inclusiv numărul 1 a fost și numărul 2. Cauza numărul 2 este mai importantă sub aspect de principii de drept stabilite. Și cauza se referă la afirmația reclamantului de încălcare continuă a dreptului său la libertate de exprimare după un incident de denunțare în pofida unei hotărâri anterioare în Marii Camere în favoarea sa. Cauza Manoli și alții împotriva Republicii Moldova, nu este vorba de domnul Manoli care moderează discuția de azi, și el tot are hotărâri la CEDO. Cauza Pustic și Manoli versus Republica Moldova și Federația Rusă, cred că o să aibă ocazia să povestească dumneavoastră despre această hotărâre. Dar în această hotărâre, Manoli și alții împotriva Republicii Moldova, reclamanții, care erau jurnaliști, s-au plâns de cenzura postului de televiziune și radio, Teleradio Moldova. La fel este o hotărâre foarte importantă, care a stabilit principii și care are un rol foarte important a avut un rol foarte important în reglementarea audiovizualului din Republica Moldova, acolo unde statul are un anumit nivel de control. Și libertatea, articolul 11, inclusiv din Convenție, este libertatea de asociere, libertatea de întrunire, este vorba despre cauza Gender Docam potriva Republicii Moldova, interzicerea unei demonstrații a organizației, și cauza Brega potriva Republicii Moldova, la fel interzicerea unor manifestări care au fost organizate de către reclamantul Brega și alți membri a Hyde Park. Până la aceste două hotărâri au mai existat cauze foarte bine cunoscute de dumneavoastră, Brega, Hyde Park 1, Hyde Park 2 și tot așa mai departe, versus Republica Moldova, care la fel au avut un impact foarte important asupra libertății întrunirilor în Republica Moldova și până datorită acestei situații, până în prezent avem o lege foarte bună, destul de progresistă, care se aplică pe locuri eficient, pe locuri nu prea, către autoritățile noastre din Republica Moldova. Cazuri care țin de dreptul de proprietate și, de fapt, aceste cazuri sunt cele mai dureroase din punct de vedere a prejudiciilor care au fost stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urma să le aplice, să le achite statul. Avem cauza ASDAC, cazul a vizat utilizarea de Banca Națională a Moldovei cu monede noi operilor de act create doi membri asociației reclamanți fără plătire de viență.
Cauza Sandușa, alții împotriva Republicii Moldova, printre altele este cauza cel mai mare număr de reclamați la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Asociația Promolex a avut onoarea și are onoarea să reprezinte acești reclamanți, pentru că noi insistăm pe executarea acestor hotărâri către Federația Rusă. Și această cauză se referă la plângerile a peste 1600 de reclamanți de Republica Moldova și 3 persoane juridice care au suferit restricții asupra dreptului de proprietate. Adică nu puteau să-și prelucreze terenurile agricole care le aveau în proprietate, având în vedere ingerințele acestor subiecte nerecunoscuți din regiunea Transnistria. Dacia împotriva Republicii Moldova, care erau companii care desineau un hotel de 4 stele și s-a plâns de anularea privatizării sale și de nichitatea procedurilor judiciare care au urmat. Și mai sunt multe alte cauze. Pentru cea mai răsunătoare care a fost în ultimul timp este cauza Gemini, care la fel ne-a costat pe noi contribuabili o sumă destul de mare de bani care a fost achitată din bugetul de stat. Și dreptul la educație, lângă dreptul la educație, convenția mai protejează și alte drepturi, dar cred că nu se reușim să discutăm pe toate. Este cauza Iovcev. Până la cauza Iovcev, evident, a fost hotărârea Marii Camere în cauza Catan și alte versi Republica Moldova, în care a fost constatată încălcarea dreptului la educație în privința la elevii și părinții și profesorii din 3 licee cu predare în limba română, grafie latină din regiunea transnistreană, după care aceste încălcări au continuat și avem hotărârea în cauza Iovcev și alții împotriva Republicii Moldova, unde la fel am avut onoarea Promolex să reprezentăm beneficiarii, în care a fost constatată încălcarea dreptului la educație deja într-o perioadă destul de recentă, 2013 și 2014. Și la fel această hotărâre nu este executată până în prezent. Asta a fost foarte pe scurt și evident suntem în criză de timp, dar o să încerc să mă încadrez în vreo 5 minute. Foarte pe scurt despre perspectiva istorică reșit de jurisprudența CEDO, cel mai important cazul care a fost pronunțat. Evident, noi avem, pe lângă problemele care sunt constatate de CEDO la nivel național, multe alte probleme care țin în mod special de justiție și aici nu este vina judecătorilor, mai degrabă este vina polițienilor care de regulă li place să interfereze nu tot timpul cu bună credință în activitatea instanțelor de judecată. Trecem puțin la percepții cu privire la respectarea dreptului omului după 30 de ani de independență și am spus la început acestei prezentări că sunt fac trimitere la anumite sondaje care au fost colectate de Oficiul ONU, informații în baza unui șampion destul de reprezentativ. Și vedeți aici anumite date. O să transmit prin intermediul colegilor pe adresa de e-mail, inclusiv acest sondaj integral în adresa dumneavoastră. Dar am mai selectat câteva care cel puțin sunt cu cifre mai interesante. De exemplu, figura numărul 6 din acel sondaj este formulat întrebarea dacă tradițiile ar putea să justifice limitarea drepturilor unor persoane sau pot justifica, de exemplu, aplicarea torturii. În 2018, de exemplu, 46% considerau că este ok, 35% la fel considerau că este ok. Justificând prin interesele justiției sau când interesul public o cere. Deci, fapt care arată că noi avem încă un parcurs istoric în viitor destul de important în spargerea și lupta cu anumite stereotipuri. Alte date interesante se referă la în ce măsură următoarele instituții publice asigură respectarea dreptului omului. Mass media este apreciată, de exemplu, ca o instituție care asigură respectarea dreptului omului, chiar dacă mass media este destul de criticată la noi în Republica Moldova. Datele sunt, este adevărat că sunt până în anul 2020, după care președintele Republicii Moldova în anul 2020, de exemplu, a fost destul de apreciat ca instituție. Poliția Republicii Moldova este calificată ca instituție care asigură respectarea dreptului omului și recomandările mai puțin, 25%, în 2018 indicatorul era puțin mai mare. Parlamentul, guvernul, chiar și organele de securitate la noi asigură respectarea dreptului omului în percepția oamenilor. Altă figură ține de
Cât de des sunt încălcate drepturile omului în Republica Moldova, comparativ cu anul 2018, oamenii, ok, datele pot fi interpretate în context cu alte date, dar oamenii considerau în anul 2018 că mai degrabă s-a înrăutățit în comparație cu anul 2016, iar în 2020, 25%, adică indicatorul a scăzut, considerau că mai degrabă s-a înrăutățit în comparație cu 2018. Așteptăm acest sondaj să facă odată la 2 ani de zile, așteptăm să vedem care să fie cifrele mai târziu. Eu sunt instruit. Așa, încerc scuze. Alt indicator ține de modul care sunt respectate sau care sunt drepturile care necesită o atenție sporită din partea societății. De exemplu, 71%, și am evidențiat această cifră, în anul 2020, 71% din populație considerau că dreptul la sănătate necesită o atenție mai sporită. Cifra poate, și în anul 2018, această cifră tot a fost un indicator destul de mare, 71,6% cam similar. În anul 2018, 61%, fapt care ar trebui să pună pe gânduri autoritățile de resort din cadrul Ministerului Sănătății, ori oamenii consideră că dreptul la sănătate este încălcat. După care urmează dreptul la educație, protecție socială și alte drepturi, inclusiv dreptul la un proces echitabil, care este criticat în fiecare zi, oamenii îl consideră nu atât de prioritar, în sensul în care este dreptul la sănătate. Este adevărat că nu toți oamenii care se confruntă cu probleme de sănătate sau nu fiecare om are șansa să ajungă cu un caz în instanță de judecată, șansa este mai mare ca să aibă probleme de sănătate și respectiv aceste cifre pot fi interpretate în mod diferit. Așa, cât de des considerați că este încălcat dreptul de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane și degradante al unor categorii de persoane din Republica Moldova? De exemplu, oamenii conștientizează, 45% din persoane conștientizează că este încălcat dreptul deținuților, în 45-38%. Persoanele reținute de poliție, 36%, este încălcat acest drept de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane și degradante, persoanele reietate, persoane cu dizabilități. Inclusiv sunt redate și alte, prezentate și alte categorii. Așa, instituțiile, da, o să mergem, suntem în criză de timp și o să mergem puțin la index, care sunt indexul care a fost elaborat de către diferite organizații internaționale. În acest sens, în Republica Moldova este destul de popular, sau cu ochii pe Republica Moldova este Freedom House, este o organizație internațională, neguvernamentală, care în baza unei metodologii colectează nivelul de promovare a dreptului omului sau de respectare a dreptului omului în diferite state, inclusiv în Republica Moldova. La moment, având în vedere drepturile politice, avem un scor de 26/40, care e 40, care nu este cel mai îmbucurător. De exemplu, dacă vedeți pe hartă, România este mai bine la capitolul dat. Libertăți civile, 34/60, deci avem încă multe lucruri. Și total este, inclusiv indicator, nu doar respectarea dreptului omului, avem un scor de 58/100, în anul 2020, 60/100, iar să vedem care să fie în anul 2022, dar el o să fie acest scor publicat mai târziu. Pe hartă vedem, cu galben este situația parțial liberă, da, sub aspectul de global freedom, libertatea globală, care, după cum spuneam, este mai complicată ca la vecinii noștri în România, dar similară ca și în Ucraina. Sub aspectul principiilor de democratice și cum ele sunt respectate, această instituție califică Republica Moldova cu un regim de tranziție și hibrid, da? Deci cu tendință spre autoritarism câteodată, fapt care, părere de rău, ne face să concluzionăm că suntem încă în perioada de tranziție, încă de 30 de ani de zile și mai avem încă de mers mult până la principii, implementarea eficientă unor principii democratice. Mai este o organizație
internaționale care colectează inclusiv cu participarea unor experți la Oxford, care colectează date în baza unei metodologii ce ține de respectarea drepturilor omului la nivel internațional, la diferite state. Aici este un grafic și am selectat aici câteva state cu titlu de comparație, evident Republica Moldova, vedeți aici. Datele încep de la independență încoace, evident că până atunci am fost ca entitate separată. Și vedem situația care este mai proastă ca în Georgia chiar, pe anumite locuri, conform acestor indexuri, mai proastă ca România și mai proastă ca în Lituania, Estonia, care sunt state care, de principiu, sunt foarte comparabile cu Republica Moldova, având în vedere ca un trecut comun sovietic, dar și sunt similari ca și populație. Ucraina este până în 2019, situația era mai proastă, cu tendințe de mutație și în Federația Rusă nu comentează, aici deja trebuie să fie tot în jos dus, conform estimărilor care cred că o să fie publicate mai târziu. Și aici sunt iarăși anumite hertz care arată anumit nivel de index pe subiecte cum ar fi libertatea presiei. Republica Moldova este calificat ca stat problematic în acest sens. Iarăși similar cu Ucraina, dar mai prostă situația ca în România. Și în România inclusiv este calificat situația ca satisfăcătoare. Și inclusiv link-uri la aceste indexuri o să le transmit separat. Am întârziat 5 minute. Uneori 5 Vadim. Minute. Da. Da, mulțumesc foarte mult, Vadim. Nu ai întârziat prea mult. Cred că prezentarea a manifestat sau a trezit interesul participanților. Vedem deja o serie de întrebări. Eu mi-aș dori ca să avem cât mai multe întrebări, chiar și comentarii din partea participanților. Nu este o problemă dacă noi vom depăși timpul. Important este să avem o bună înțelegere și participarea tuturor celor prezenți. Așa, eu propun în felul următor, pentru că avem câteva întrebări care țin de situația din stânga Nistrului. Acum, ținând cont de faptul că pe 26 iulie vom organiza cel de-al doilea webinar, care va fi unul tematic pentru regiunea transnistriană, propun să dăm prioritate întrebărilor care au relevanță pentru situația din dreapta Nistrului sau din tot teritoriul țării, iar săptămâna viitoare, în cazul în care nu reușim acum să vorbim despre ele, le vom discuta săptămâna viitoare la rubrica întrebări și răspunsuri sau poate chiar în prezentările noastre le vom atinge. Acum, pentru Vadim aș dori să ofer întrebarea doamnei Pozniacova și mă refer la întrebarea ce ține de mecanismul compensatoriu. Este așa o întrebare. Mecanismul compensatoriu se aplică față de deținuții pe viață? Ce modificări urmează să fie implementate? Și aceeași întrebare este și din partea domnului Alexandru Raiețchi. Mulțumesc foarte mult, domnule. Veronica, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Pentru altele, stimați colegi, Veronica este un student foarte brav de la Facultatea de Drept, care la vârsta anul 2, dacă nu greșesc facultatea, deja realizează o cercetare destul de profundă a unor subiecte juridice. Veronica, mersi foarte mult pentru întrebare. Mecanismul compensatoriu cu păriere de rău nu se aplică în privința persoanelor care sunt condamnate la pedeapsă cu viața, pedeapsă detenție pe viață, închisoare pe viață, având în vedere situația în care mecanismul de deducere nu poate fi aplicat în privința persoanelor, dar sunt colegi avocați care încearcă să aplică amnistia în anumite situații și ulterior, dacă pedeapsa este redusă, de exemplu, la 25 de ani de închisoare, este comutată, atunci încearcă să fie aplicat mecanismul compensatoriu. Dar astfel de situații sunt destul de rare și vreau pentru altele să comentez la pedeapsa cu moartea. Noi, Republica Moldova, știți că avem penitenciar numărul 17, în el se regăsesc persoanele care au comis infracțiuni excepțional de grave, care sunt condamnate inclusiv la pedeapsa detenției pe viață. Și până în prezent, în istoria Republicii Moldova, nicio persoană din acest penitenciar
Nu s-a putut, nu a putut fi eliberat condiționat. Deci au depus eforturi, nu a putut fi eliberat condiționat înainte de termen. Deci nu au nicio speranță, până în prezent cel puțin, deși legea prevede, nu au nicio speranță că ei ar putea să fie eliberați mai, mai repede în detenție. Și este un film artistic, Shawshank, da? Este situația care este aplicată și în cazul penitenciarul numărul 17 și la fel noi avem aici un caz la, la CEDO care, în care persoana peste 25 de ani n-a comis niciun călcare în penitenciar, fapt care este foarte complicat în condițiile penitenciarilor din Republica Moldova și are o caracteristică foarte bună de la penitenciar, dar cu toate acestea judecătorul a refuzat să-l elibereze fără să explice în hotărâre domnului deținut, deci dumnealui n-ar putea să fie eliberat condiționat înainte de termen, chiar dacă el timp de 25 de ani a avut un comportament impecabil, care mulți de noi nu-l avem nici la libertate. Veronica, domnul Raevski, sper că v-am răspuns, dacă nu, atunci puteți concretizați. Da, dar acea problemă contravine jurisprudenței CEDO, fiindcă am citit recent hotărârea Winter contra Marii Britanii și acolo era stipulat expres că peste 25 de ani trebuie să fie revizuite pedeapsa condiționată. Foarte corect, doamna Poznikova, de asta și ne-am adresat la CEDO, invocând inclusiv această hotărâre pe care ne-am suspus. În cazul acestui cetățean care 25 de ani s-a comportat foarte exemplar. Dar în cadrul executării pedepsei și a regimurilor speciale, poate fi introdus acest concept de dacă persoana trece planul individual de executare, ca să fie eliberat înainte de termen. Evident că trebuie și acest propuneri similare au fost inclus în strategia națională de dezvoltare a sistemului penitenciar, care a expirat deja cu părere de rău, a fost o strategie foarte bună, dar care, ca și multe alte strategii, nu au fost implementate, din motive obiective, subiective, și inclusiv această propunere dumneavoastră se regăsea în, în acest plan. Așa, tot din partea lui Raevski, Alexandru, dar și Rănețchi, scuze, dar și a Veronicăi, mai avem o întrebare referitor la CEDO. Cunoaștem cu toții că Federația Rusă a fost exclusă din Consiliul Europei, ținând cont de faptul că plângerile împotriva abuzurilor care au loc în stânga Nistrului la Curtea Europeană erau depuse împotriva Federației Ruse, care are un control asupra acestui teritoriu, care poate influența situația drepturilor omului din acest teritoriu al Republicii Moldova. Întrebarea este cum se vor putea sau unde se vor putea adresa după această, după acest eveniment, după această decizie a Consiliului Europei, victimele abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului din stânga Nistrului. Mulțumesc foarte mult. Întrebare foarte relevantă și actuală, mai ales pentru victimele din regiunea Transnistrană și aici o să încerc să punctez două aspecte. Primul aspect este că persoanele care până în prezent au hotărâri la Curtea Europeană de Drepturile Omului, chiar dacă Federația Rusă nu mai este membru a Consiliului Europei și respectiv Comitetul de Miniștri nu are, nu evaluează la fiecare sesiune modul de executare anumitor hotărâri specifice, asta nu înseamnă că Federația Rusă nu mai are obligația să se execute potrivit dreptului internațional aceste hotărâri. Deci, în continuare, independență de situația care este la moment, această obligație nu se prescrie în timp, ba din contra, penalitățile cresc, ca și sume, vorbim de sume, dar pe noi ne interesează mai puțin sumele, și Federația Rusă va fi obligată, dacă dorește să fie într-o comunitate internațională care să respecte dreptul internațional, pentru că regimurile politice vin și se duc, chiar dacă aceste regimuri pornesc războaie, și dacă dorești să fii într-o comunitate internațională respectată, atunci va trebui să respecti dreptul internațional și să execute hotărârile CEDO. Și ține de a doua parte, care, a doilea element care vreau să-l punctez, Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un mecanism, era un mecanism foarte eficient și este un mecanism încă eficient privire la încălcări care se comit inclusiv în regiunea Transnistrană, pentru că acolo are obligații și Republica Moldova de a respecta drepturile și de a asigura executarea conformă și garantarea conformă a drepturilor și n-am punctat în prezentarea mea, dar Republica Moldova la fel a fost condamnată la CEDO în legătură cu încălcări comise în regiunea Transnistrană. Republica Moldova, prin intermediul agenților săi, de exemplu, a reținut oameni și a transmis așa numitorul milițieni din regiunea Transnistrană, care este inacceptabil. Dar, în afară de CEDO, după cum spuneam, sunt și alte mecanisme. Sunt mecanisme instituite la nivel de ONU, cum ar fi Comitetul împotriva torturii,
tortura este o încălcare foarte gravă și cetățenii din regiunea Transnistria se pot adresa la acest comitet ca să constate anumite încălcări din, care sunt comise în regiunea Transnistria sub aspectul justiției internaționale. Dar evident, lângă justiția internațională, noi mai avem și procurori și judecători care la fel au obligații ca să respecte și să asigură drepturile cetățenilor din pol. Vadim, eu să profit de calitatea mea de moderator și aș vrea să adaug la ce ai spus tu. Instituțiile internaționale, după cum cunoaștem cu toții, pentru că din câte observ, cam toată lumea este competentă în aceste domenii, instituțiile și organizațiile internaționale au fost create, au fost inventate, au fost dezvoltate tocmai pentru a preveni abuzurile asupra drepturilor omului și pentru a preveni încălcările grave ale drepturilor omului, inclusiv pentru a se preveni sau pentru a nu se ajunge la războaie. Observăm că toate instituțiile internaționale, organizațiile importante, Consiliul Europei în 49, Organizația Națiunilor Unite în 48, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, au fost adoptate exact în perioada post-belică, adică post-război după cel de-al doilea război mondial. Probabil acum, dacă s-a ajuns la un război atât de violent și atât de grav în vecinătatea noastră, trebuie să recunoaștem, din păcate, probabil și aceste instituții nu mai sunt atât de eficiente și vom participa sau vom observa sau vom asista la reforma acestor instituții internaționale, pentru că ceea ce s-a creat în anii 40-50 nu mai este probabil atât de eficient pentru situația actuală. Așa că, indiferent dacă Rusia dorește să respecte și să implementeze aceste hotărâri ale Curții Europene, ea mai devreme sau mai târziu va fi obligată, pentru că există hotărâri ale unor tribunale și ale unor instituții internaționale importante la care a făcut parte și respectiv victimele pot spera la compensarea, dar și la reabilitarea lor din partea Federației Ruse. Cât privește întrebarea despre cei din stânga Nistrului, ei mai au această posibilitate până în septembrie, până la 16 septembrie, dacă nu greșesc, pentru că atunci va expira termenul, să zicem, participării și responsabilității Federației Rusie în cadrul acestui sistem. Deci până la 16 septembrie, cei care au fost victime sau încă la momentul de față mai sunt victime, încă se mai pot adresa Curții Europene și acest lucru trebuie de subliniat. Mai luăm o întrebare din partea domnului Armaș, care la fel se referă sau are tangență într-o oarecare măsură cu situația actuală. Și iarăși, aș evita primele trei întrebări din partea lui care se referă la problema transnistreană, din lipsă de timp, dar și din cauza că vom avea un webinar specializat sau dedicat special acestei probleme. Și voi încerca să ofer întrebarea domnului Vieru despre pactul Ribbentrop-Molotov. Așa, o întrebare din partea dumnealui. Întrebarea sună în felul următor. Acest document, într-un fel, a fost ilegal. Toată lumea a recunoscut ilegalitatea acestuia, inclusiv Federația Rusă și Germania, dar el are valabilitate sau el cumva, efectele acelui document încă sunt valabile și astăzi. Ce ați putea să-i răspundeți domnului Armaș? Domnul Armaș, mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere aș comenta documentele date, dar eu nu consider documente drepturilor omului. Sunt documente politice care, da, au avut un rol foarte important în sensul nu tocmai pozitiv în istoria Republicii Moldova, care au dus la situații de încălcări în masă a drepturilor omului ca și consecință. Chiar dacă este un document politic, ce a urmat după pași 5 și consecință până în prezent, recent am comemorat deportările. Ei sunt situații tragice și asta e doar ce mi-a venit acum în cap. Dar evident, cu impact foarte grav asupra drepturilor omului în general, acest document, care nu este dreptul omului, este un document politic. Da, mulțumesc, domnule Vieru. Este un document depășit, este un document care ne obligă să ținem cont că cei care nu cunosc istoria riscă să o repete. Iată de ce este important să cunoaștem atât istoria cât și
drepturile noastre, pentru că, într-un final, după cum spuneam anterior, drepturile omului sau respectarea drepturilor omului tocmai au drept scop principal de a preveni conflictele, de a preveni războaiele, de a soluționa problemele la nivel individual, la nivel de colective sau grupuri de persoane, pe calea juridică, pe cale pașnică și fără a se ajunge la cele conflicte și războaie. Iar Veronica întreabă care ar fi soarta cererilor adresate la CEDO și neexaminate încă, dar până la 16 septembrie. Evident, aceste dosare, dar vă trebuie, Vadim. Mulțumesc, Veronica, mulțumesc, domnul Ion. Da, Veronica, ce cer o să fie examinat? Și cred că ele o să fie hotărâri. Chiar dacă Republica Moldova, Federația Rusă nu mai este membru Consiliului Europei, aceste cereri o să fie examinate, inclusiv care sunt într-un număr destul de mare, cel puțin 500 cu siguranță, și o să fie pronunțate hotărâri în legătură cu responsabilitatea Federației Rusă sau Republicii Moldova, chiar dacă Federația Rusă nu mai este membru. Înseamnă că o să fie? Eu cred că nu o să fie suspendat și o să fie examinat, o să fie hotărât. Nu, se aplică regula, deci vor fi examinate și vor fi pronunțate hotărâri, în mod clar asta. Cel puțin asta spune regula și sperăm să fie respectată. Acum, eu iarăși observ întrebări ce țin de regiunea transnistreană. Este un subiect foarte larg, complicat, complex. Și vă invit neapărat pe 26 să discutăm despre aceste situații. Eu promit să le cuprindem, să le examinăm pe toate și să venim cu răspunsuri inclusiv în prezentarea noastră, dar și în sesiune de întrebări. Sunt foarte buni întrebări. Vă mulțumesc pentru acest interes, dar și pentru formularea acestor întrebări foarte bune. Eu totuși aș vrea, dacă vorbim la general despre situația drepturilor omului în Moldova, sau am vorbit deja, aș vrea să înțelegem un lucru. Drepturile omului sunt încălcate doar de către stat. Acest lucru trebuie să înțelegem cu toții, acest lucru trebuie să fie, într-un fel, clar pentru toată lumea, doar de către agenții statului, doar de către instituțiile statului. Atunci când instituțiile sau agenții statului, fie că e polițist, fie că e gardian la penitenciar, când ei fac abuz, când ei încalcă drepturile omului, atunci putem vorbi despre încălcarea drepturilor omului. Când avem o situație, un conflict între două persoane, fie juridice sau civile, atunci avem cu totul alte situații și nu putem vorbi neapărat de drepturile omului. Există și o probabilitate ca aceste drepturi sau drepturile persoanelor să fie încălcate, doar în cazul în care, iarăși din nou, instituțiile statului, mă refer la instanțele de judecată sau alte instituții ale statului, încalcă deja procedurile și respectiv prin asta încalcă drepturile omului. Acestea ar fi principalul fir care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre drepturile omului. În mare parte trebuie să ținem cont și despre obligația pozitivă a statului. Statul este obligat pentru că are la îndemâna sa absolut toate instrumentele de a acționa. Eu niciodată nu pot înțelege funcționari publici sau instituții de stat care se plâng despre anumite probleme sau care spun că ei monitorizează situația. Din punctul nostru de vedere al apărătorilor drepturilor omului, o instituție a statului, un funcționar, nu poate doar să monitorizeze. El, o societate, o organizație neguvernamentală, un apărător al drepturilor omului, un avocat, la urma urmei, sau un cetățean activist, ar putea spune că el monitorizează sau se plânge de încălcarea anumitor drepturi. Statul este obligat să acționeze și pentru aceasta el are absolut toate instrumentele. Are instituții de stat, are pârghii, are legislație care tot el o adoptă și tot el trebuie să o modifice atunci când este cazul. Deci acestea ar fi în mare parte principalele aspecte care trebuie înțelese de către noi, în primul rând, dar și să le comunicăm cetățenilor atunci când vorbim de încălcarea drepturilor omului. După cum spuneam și la început, Republica Moldova are o Constituție foarte bună, a aderat și a ratificat mare majoritate a documentelor internaționale, dar oricum situația este departe de a fi ideală, avem foarte multe probleme care pot fi rezolvate, slava Domnului, avem
un stat după ratingul pe care l-a prezentat Vadim, deci nu stăm atât de rău, avem instituții ale statului care de bine de rău ascultă, de bine de rău se consultă și chiar modifică legislația atunci când este cazul. Deci depinde foarte mult de noi, de cei care lucrăm în organizații neguvernamentale, în instituții de stat, care avem atitudine civică, care participăm și nu suntem indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Statul întotdeauna sau instituțiile statului, funcționarii, vor fi împinși să respecte legea doar de către cei care o cunosc și cei care sunt activiști și doresc să nu treacă indiferent pe lângă cineva când are o problemă. Acestea fiind spuse, vreau să mă opresc aici. Vreau să-i mulțumesc lui Vadim Vieru pentru această prezentare bună pe care a încercat să o cuprindă într-un termen foarte scurt, dar să vorbească despre numeroase probleme, numeroase fenomene, făcând o analiză chiar a cazurilor în baza articolelor. De fapt, am văzut că practic toate articolele Convenției Europene se regăsesc deja în hotărârile Curții Europene în ceea ce privește situația din Republica Moldova. Mulțumesc încă o dată domnului Vieru, mulțumesc tuturor pentru prezență. Sper că informațiile v-au fost utile. Informațiile sau această prezentare o veți putea găsi pe YouTube, după cum vă spuneam, sau prezentările vor fi afișate pe paginile noastre și vă aștept pe 26. Aștept pe 26 la o nouă temă care va ține deja de situația din stânga Nistrului. Sunt sigur că marea majoritate din cei prezenți astăzi vor fi și acolo, pentru că în mare lor întrebările au fost exact pe acest subiect sau pe acest teritoriu al Republicii Moldova. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și ne revedem pe 26. Mulțumesc foarte mult, colegi!